Salutări, sunt Claudiu de pe canal de YouTube Veghetor și pagina de Facebook Veghetor. Este mare forfotă în America cu privire la eclipsa care va fi pe 21 august această lună. Această eclipsă, eclipsă de soare, va trece peste toată America și va forma așa ca o umbră neagră. O asemenea eclipsă a mai fost în anul 1914, cu 100 de ani în urmă, când atunci, dacă știți, a fost primul război mondial. Această eclipsă, să știți că a trecut peste Europa de Est și Imperiul Otoman, și ce s-a întâmplat cu Imperiul Otoman a fost distrus, Imperiul Otoman a fost desființat. Mulți spun că această eclipsă este ca o avertizare, pentru că spune în cuvântul Dumnezeu, în Genesa, că Dumnezeu a făcut niște luminatori, soare, lună și stele, ca să fie ca niște semne, să arate vremurile, zilele și anii. Apoi în Ioel spune că soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, adică se referă la necazul cel mare. Apoi vedem pe Iisus, Mântuitorul nostru, care ne spune în Luca 21, vor fi semne mari pe cer, vor fi semne în soare, în lună și în stele și va fi strâmtonare mare printre neamuri. Nu este astrologie, să știți, este vorba de astronomie biblică, pentru că chiar Iisus ne spune că vor fi semne în soare, în lună și în stele și va fi strâmtonare mare printre neamuri. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Această eclipsă de soare cade și dacă știați de luna lui Elul. După calendarul biblic, luna lui Elul era luna pocăinței. Și această eclipsă de soare cade exact la începutul lunei Elul. Mulți spun că este ca o avertizare de 40 de zile de pocăință. Exact în luna lui Elul și Iona a fost trimis la Ninive ca să spună că 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Luna lui Elul a fost și luna în care Moise s-a urcat pe munte pentru tablele legii. Încă niște lucruri foarte interesante și comice. Nu știu dacă știți despre 23 septembrie 2017. Mulți confirmă sau spun, și eu cred acest lucru, că semnul din Apocalipsa 12, unde spune că o femeie, am văzut o femeie îmbrăcată în soare cu luna sub picioare, avea cu lune 12 stele pe cap, i-a dat naștere unui copil sau unui băiat și băiatul a fost răpit la cer. Și acest alinament a planetelor se va întâmpla exact în 23 septembrie 2017. Ce e foarte interesant, că pe lângă acest alinament, planeta Jupiter, care reprezintă planeta regelui, King's Planet, așa spun și americanii, va sta în burta femeii 9 luni de zile, cât o perioadă de gestație, 9 luni de zile în care un copil stă în burta femeii. Poate ați știut sau aflați acum că în 2014 și 2015 au fost două eclipse, se numește tetradă, două eclipse de lună în 2014, două eclipse de lună în 2015, între a fost și o eclipsă totală de soare și acestea au căzut exact în sărbători evreiești. Nu este o coincidență, mulți spun că s-a împlinit Ioel, soarele se va face în întuneric și luna în sânge, înainte ziua Domnului, ziua cea mai și fricoșată. Dar pe 28 septembrie 2015 am avut ultima eclipsă de lună, care a fost o super eclipsă de lună. Deci a fost o lună super lună, super, cum zic englezii, super moon. Deci luna e mult mai mare și a fost și o eclipsă de lună în acel moment. Și de la luna aceea până în 23 septembrie 2017 sunt 726 de zile. Ziua 23 septembrie 2017 va avea 726 de minute lumină, singura zi cu 726 de minute lumină. Dacă ne uităm și bagi pe Google 726 Strongs, vedem că ne apare harpazo, exact același cuvânt care a fost folosit de Apostol Ioan și în Tesalonicen ne spune că copilul a fost răpit la Dumnezeu.
Da? Deci spune harpazo, același cuvânt, adică răpit. Acum, în Tesaloniceni, același lucru, același cuvânt se folosește, harpazo. Nu știu dacă e coincidență sau nu, dar e foarte interesant. Eu cred că este o avertizare pentru noi, ca să ne apropiem de Dumnezeu, să ne predăm viața în mâna Lui, să încheiem legământ cu El, să jurăm sau declarăm pocăință către Dumnezeu. Ce trebuie să facem? Ce trebuie să facem este să ne predăm viața în mâna Lui, să ne pocăim, să ne botezăm. Da? Pentru când predica la niște oameni, le-au spus, voi l-ați răstignit pe Iisus, și eu au spus, bine, bine, bun, acum ce să facem? Ne-ai predicat, ce să facem acum? Pocăiți-vă, le-a spus Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Deci, ca să ajungi să fii mântuit, să petrești cu Dumnezeu veșnicie, este obligatoriu să te pocăiești, să încheie legământ cu El, apoi vei primi darul Duhului Sfânt. Și e foarte interesant că acum, de la eclipsa aceasta, 21 august, care cade și în luna pocăinței, și dacă poate știți că noi suntem și în an jubileu acum, în 2017, an jubileic, în care toate datoriile erau iertate. În anul jubileic, dacă aveai un rob sau o roabă, trebuia să o eliberezi. Dacă ți-ai fi vândut averea sau casa, în anul jubileic ți-o puteai recupera înapoi. În anul jubileic, în 1967, evreii și-au recuperat Ierusalimul înapoi. Și anul acesta, în an jubileic, nu știu dacă știți de incidentul care s-a întâmplat pe muntele unde este Temple Mount, în Ierusalim, muntele Templului. Până acum era în stăpânirea palestinienilor, dar din cauza că palestinienii au omorât niște evrei, evreii au preluat puterea asupra muntelui Templului, exact în an jubileic. Ce se întâmplă sau ce se va întâmpla anul acesta, nu știu. Va fi răpirea bisericii? Nu știu. Va începe necazul cel mare? Nu știu. Că am eu niște încredințări ale mele? Da, le am. Dar vă las pe voi să trageți concluzii. Vreau să vă încurajez că venirea Lui este aproape și trebuie să ne încurajăm unul pe altul cu aceste vorbe, da? Venirea Lui este chiar foarte aproape, nu mai trăim, nu mai sunt vremurile sfârșitului, trăim sfârșitului. Puneți-vă viața în rânduială, pocăiți-vă, încheiați-o legământ cu Hristos, că este foarte important. Știți de ce e important să încheie acest legământ cu Hristos? Am să spun, un prieten de-a meu avea un prieten și prietenul ăsta avea alt prieten. Și prietenul ăsta își căuta prietenul. Din cauza că nu l-a găsit pe Facebook, pe Instagram, pe rețelele sociale, s-a dus la o vrăjitoare. Din cauza că nu cunoștea pe Dumnezeu, s-a dus la o vrăjitoare și să-și caute prietenul. Și zice, uite, vreau să-l caut pe prietenul meu, cum îl cheamă? Cu tare. Îl caută și zice, nu-l găsesc. Cum să nu-l găsești? Păi nu-l găsesc. Caută mai bine. Uite, nu-l găsesc. Păi dăm data lui de naștere să vedem. Caută. Oh, uite, l-am găsit. Serios, unde-i? E mort. Cum să fie mort? E mort, uite, văd mormântul, clar, frumos, îi văd crucea, a murit pe 12 august 2005. Supărat că a murit prietenul, se duce, după un an de zile se întâlnește cu prietenul și îi zice, ce faci, n-ai murit? Cum să mor? Păi uite așa, mi-a zis cineva că ai murit. Păi când ți-a zis că am murit? În 12 august 2005. Atunci a fost ziua în care am încheiat un legământ cu Dumnezeu. Atunci a fost ziua când m-am botezat. Deci față de diavol, în momentul... Deci, mă scuzați că s-a întrerupt, m-a sunat cineva. Deci, față de diavolul, tu ai murit. Pentru diavolul ești mort. Ai înviat față de Hristos. Ai murit față de lumea aceasta. Ai murit față de diavolul. Diavolul nu mai are niciun acces asupra ta. Ai murit față de diavolul și ai înviat față de Hristos. Ai ieșit din familia satanei și ai intrat în familia lui Dumnezeu. De asta e foarte important să chei un legământ cu Dumnezeu. E foarte important să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu, ca să poți să ai viață veșnică. Dumnezeu să te binecuvinteze și ne auzim cu bine.